Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, apicultura din România Live. Pentru apicultură, tehnologia de creștere a albinelor se bazează în primul rând pe experiența acumulată de-a lungul anilor de către stupari pasionați. Aprofundarea cunoștințelor despre biologia albinei și a coloniei ca un tot unitar a permis elaborarea de metodologii noi de creștere, întreținere și exploatarea albinelor în folosul omului. A apărut în mod firesc, odată cu curiozitatea, ca stimulent al cercetării apicole și pasiunea pentru viața coloniei de albine. Provocat de comentarii a unor specialiști, cu ghilimele de rigoare, a unei televiziuni la care nici nu-mi permis să-i dau numele, totuși o să fac referință la domnul doctor mit, doctorul Bogdan Ivănescu, care spune, citez, spală rușina produselor apicole. Mierea și polenul sunt hiperbolizate. Puncte, puncte. Motivat de și intrigat de o asemenea afirmație și de cât de departe sună citatul din Ilieș, vom căuta să venim să punem într-o lumină corectă produsele stupului. Va trebui să spunem și situațiile critice, dar care se întâlnesc în realitate de zi cu zi, dar și cu, într-un mod obiectiv, ceea ce reprezintă fiecare produs al stupului. Așadar, o să abordăm acum, pentru a aduce în lumină, unul dintre cele mai importante produse ale stupului. Despre ce vorbim? Apilar. Mirul este un produs apicol natural obținut din stup. Are proprietăți biotrofice, enzimatice, vitaminizante, afrodisiace, tonifiante, psihologice, ajută la refacerea sistemului imunitar. Apilarmirul proaspăt congelat se poate transporta pe timpul verii doar dacă este amestecat cu miere sau și extract de propolis. Putem continua, de exemplu, apilarmirul este un produs activ biologic al stupului realizat din trituratul larvelor de trântor, care mai apoi sunt congelate sau prelucrate în diverse moduri. Apilarmirul este un produs rezultat din recoltarea integrală a conținutului celulelor de larve de trântor în vârstă de 7 zile, adică larvele care s-au dezvoltat până în ziua a 10-a de la depunerea oului, inclusiv substanțele nutritive aflate în acele celule, care este supus unui proces de triturare, omogenizare, filtrare și liofilizare în vederea conservării și utilităților lui. Recoltarea se face cu un aparat special, identic cu o pompă de vid, pe care o utilizăm la recoltarea răptișorului de matcă. Fagorii virgini clădiți în ramele clăditoare care conțin larve de trânturi de aceeași vârstă. Recoltarea se face prin presarea, tescuirea, printr-o presă specială a materialului de plastic sau inox, cu respectarea condițiilor de igienă. Pentru uz familiar, recoltarea larvelor se poate face cu ajutorul unui spatule utilizată la descăpăcirea fagurilor. Metoda însă nu are un randament satisfăcător. După recoltare, cu ajutorul unui triturator sau prin alte mijloace de omogenizare în condiții de sterilitate, se obține un triturat larvar care se filtrează imediat. Produsul obținut, de consistență uniformă, aspect de gel, gili, de culoare alb-gălbuie, cu gust puțin astringent, cu un pH de 6, cu aromă plăcută. Plăcută? De unde plăcută, domnule? Amintind de apolenului și apropolisului, puțin dulce acrișor, își modifică culoarea după expunerea la soarele mai mult de 2-4 ore. Densitatea este identică sau aproximativ cu a lăptișorului de matcă. Imediat după efectuarea operațiunilor de filtrare, apilarmirul se introduce în borcanaș de sticlă de culoare închisă sau, mai recomandat, în cutii sau caserole din material plastic, bine astupate și păstrate în congelator la temperaturi între minus 5 grade și minus 15 grade. Apilarmirul este un amestec de hrană larvară comună,
compusă în principal din materii prime reprezentate de polen, păstură, miere, apă, totalizând circa 3% din cantitatea de produs extrasă din celula de trântor, respectiv rezerva de hrană aflată în celulă în momentul recoltării. Corpul larvei de trântori, în vârstă de 7 zile, reprezentând circa 97% din totalitatea recoltată împreună cu învelișul larvei abandonate în celula de la năpârlire, inclusiv învelișul activ al larvei din momentul recoltării. Deosebit de aceste învelișuri, care nu se găsesc în lăptișorul de matcă recoltat din boci, hrana larvară și în larvele recoltate din celulele trântor este prezentă o secreție glandulară specifică, cristalizată, care diferențiază și stimulează dezvoltarea trânturilor. Această compoziție specifică face imposibil confundarea și falsificarea la lăptișorului matcă cu trituratul de larve de trânturi. În legătură cu secreția glandulară specifică, aflată numai în hrana pe care o albinele doci o dau larvelor de trântor, s-au inițiat recent, după unele cercetări, pentru a se confirma sau infirma supoziția că ea constituie factorul cauzal posibil a diferențelor sexuale la individul care compun colonia de albine, respectiv dacă aceste secreție este sau nu responsabilă de determinarea sexului de trânturi. O altă observație utilă este aceea că conținutul larvar recoltat în a șaptea zi, la stadiul larvar, nu vom găsi reziduri provenite din organismul larvei sau din activitățile fiziologice nutritive ale larvelor de trântor. Pentru simplul motiv că larvele tinere până în ziua a șaptea de stadiul larvar, sistemul digestiv, intestinul posterior, intestinul mijlociu și intestinul anterior sunt în formare, nu elimină în celule dejecții. În această perioadă au loc o serie de procese biochimice, de transformări, de combinații, de restructurări ale materiei constituante ale țesuturilor. De după această perioadă, cele patru tupuri malpighiene ajung la maturitate funcțională și se transformă în aparatul de excreție a hranei metabolizate. Altfel, nu este caca de trântor acolo. Caracteristici organoleptice ale apilarmilului. Aspectul produsului după recoltare este neomogen, produsul fiind constituit din larve înglobate într-un lichid lătos. După triturare, mixare, produsul devine omogen, lăptos și anctuos. Culoarea lichidului și a larvelor este alb cenușiu, ușor gălbuie, cu tendințe ca în timp să capete o nuanță maronie. Mirosul este fad. Gustul este cremos, ușor astringent, fără senzații dezagreabile. Să o credeți. Impurități. La examenul microscopic al produsului triturat și centrifugat se observă de tritusuri celulare și celule de polen. Proprietăți fizico-chimice. pH-ul este 6,2. Conține apă 67%, substanță uscată 33 g/100, azot total de 2,69 grame, din care azot aminic este 0,2 g/100, proteine totale de azot sunt 16,8, aminoacizi liberi 1,23 de grame produs, ucide 3,2 grame, lipide 6 g/100, cenușe 1,18 g/100, substanțe neidentificate sunt 5,8 g/100, calorii 100 de grame produs, conțin 137 de calorii. Structura glucidică a produsului: glucoză 3,16, fructoză 0,03 grame, zaharoză 0,03 grame, indice diastozic minim 23,8, densitate 1:1. Săruri și minerale: calciu, magneziu, fosfor, fier, cupru,
mangan, zinc, sodiu, potasiu, vitamine. Vitamina A, beta-caroten, provitamina A, santofilă, vitamina B, vitamina B1, B2, vitamina PP sau acid nicotinic, colină, aminoacizi, lizină, histidină, arginină, acid aspargic, tetranoină, serină, acid glutamic, polină, glicină, anilină, bla bla bla, și încep să-mi pierd răbdarea cu toate aceste aminoacizi. Și dacă privim tabelul, te apucă durerea de cap. Mamă mia. Asta chiar n-are de lucru pe la milul ăsta să-i bea tot în el. Mă crezi că aici că nu mai pot. Producerea pilarmilului. Familiile de albine pe care le alegem pentru producerea pilarmilului trebuie să îndeplinească câteva condiții de bază. În primul rând, aceste familii să fie destul de puternice, așa încât la începutul lunii aprilie să aibă minim 6-7 faguri bine acoperiți de hrană. Hrana atât miere cât și păstură. Hrana atât miere cât și păstură trebuie să asigure o bună creștere. Prezența unui bun cules de polen din natură reprezintă un factor favorizant. Dacă demararea producerii de apilamil începe cu în iunie, nu vor găsi acele familii care să aibă măci născute în anul respectiv, măcile de 1-2-3 ani fiind cele mai performante. Perioada optimă existentă în care se poate produce apilamil la un potențial maxim începe odată cu florirea pomilor fructifere și se încheie odată cu terminarea ultimelor culesuri de producție, în 1 august. Ca utilaj de obținere a larvelor de trântori se folosesc banala ramă clăditoare, pe care o folosim în mod curent în stupină. Deosebirea este ca după utilizare a 1-2 rame clăditoare pe familie cu fagul natural, ce conțin celule de tântăr, aceștia nu se vor tăia, ci se vor reintroduce în cuib după fiecare șarjă de apilamil. Obținerea de faguri cu celule de tântăr. Pentru a obține cei 1-2-3 faguri cu celule de tântăr, se folosește o ramă sâmbată pentru a da consolidarea fagului sau o ramă care este împărțită cu un leaț la jumătatea ei. În jurul datei de 1 aprilie, când vremea s-a stabilizat, se stimulează cu sirop de zahăr 1:1 sau cu api total și polen sau înlocuitor de polen, cum ar fi turta supraproteică. După aproximativ 10-15 zile de la hrănire, se introduce rama crescătoare între ultima ramă de puiet și rama cu miere de păstură și păstură, continuând stimularea. În acest timp, în felul acesta, obține fagurii necesar producție. Pentru a găbi creșterea fagurului este indicat ca rama introdusă să conține urme de ceară, o ramă formată după tăierea fagurului vechi. Adică să nu fie nouă. Obținerea larvelor de trânturi. În scurt timp de la clădire, sau chiar în timpul clădirii fagurilor, matca însemnânțează acești faguri la 10 zile după depunerea ouălor, deci în ziua 7-a de stadiul larvar, putem recolta prima producție de apilarmil a anului. Recoltarea se face manual sau semi-automat, cu ajutorul aparatului de vid, folosind la recoltarea deșeului de matcă. Deoarece majoritatea apicultorilor nu au la dispoziție un asemenea instrument, se poate folosi pentru delarvare spatula din lemn sau os sau plastic sau furculița de scăpăcitoare. Depozitarea și conservarea apilamilului. Apilamilul recoltat se va depune într-un recipient de plastic de tip PET de capacitate mică.
Temperatura de conservare a produsului este de minus 5 grade până la minus 20, având în vedere că temperatura de funcționare congelatorului obișnuit variază între minus 15 și minus 20 de grade Celsius. Numărul și mărimea șarjelor de apilamid depinde de fiecare familie în parte. Pe toată perioada producerii apilamidului se fac ușoare hrăniri de stimulare, inclusiv proteice. În familiile puternice, din stupii orizontal sau multietaje se pot introduce concomitent câte două rame de producție în lateralea cuibului. Ca și concluzii, producerea apilamidului este o activitate relativ ușoară care cere însă multă atenție și timp. Putem spune că este profitabilă dacă ne îngrijim din timp să avem contract ferm cu un cumpărător. În cazul conservării cu miere și nu numai, se recomandă utilizarea uleiurilor esențiale.